Bună și bine ați venit pe Tarotada. În această seară vreau să facem o etalare, să vedem cine vine către tine și să vedem, dragilor, ce persoană se îndreaptă către voi. Poate o persoană la care vă gândiți, poate nu. Să vedem. O persoană care a suferit mult, care își dorește o iubire puternică, o iubire adevărată, o iubire deschisă. Este o persoană care a ieșit dintr-o relație toxică, dintr-o depresie, o persoană care a fost captivă și loială într-o relație care a închis această persoană, care a ținut-o captiv, cum am spus, captivă într-o perioadă destul de lungă de timp. Persoana a început să înțeleagă și să se gândească la altceva și a devenit confuză. Iar acum persoana se vindecă. O persoană stresată, cu prea multe lucruri de făcut, într-o relație tensionată, în care a oferit totul și nu a primit mare lucru, dar persoana s-a reinventat, a ieșit din această relație și s-a pus pe primul loc. A acordat importanță propriilor valori, a mers adânc în interior și a dat seama că locul ei nu este în acea relație. Persoana care vine acum către voi știe să iubească, știe să ofere și dorește o relație stabilă, o relație de prietenie, o relație puternică, o relație în care să petreacă timp de calitate cu celălalt. Persoana a fost tristă aici, o persoană care a ieșit dintr-o relație toxică, o persoană care oferă mult, care își dorește intimitate și noblețe, respect, își dorește adevăr. Aici această persoană s-a redescoperit. Poate fi o persoană din trecut, din trecutul vostru, care poate de mult ați avut o relație sau v-ați cunoscut în copilărie cu această persoană. Un rege de spade. Și un hierofant. Da, a fost o persoană căsătorită aici, o persoană care a ieșit dintr-o căsătorie toxică, dintr-o relație toxică, un rege de spade, vărsător geme în balanță, o persoană pe care o cunoașteți, poate fi și sau un taur, geme în vărsător balanță sau un taur, o persoană care acum se reinventează, acum parcă își retrăiește adolescența, care se bucură de faptul că a ieșit dintr-o relație toxică și că se reinventează acum. Este o persoană de la care puteți obține totul. Această persoană oferă mult. Este o persoană ideală pe care, cum am spus, este posibil să o cunoașteți. Dar dacă ați avut o relație cu această persoană, dacă este o persoană din trecut pe care ați cunoscut-o de mult, este o persoană total schimbată acum. Este trecută prin multă suferință și renăscută, vindecată. Veți vedea dacă această persoană va veni în viața voastră, va fi total diferită de cum ați cunoscut-o, de cum a fost. Aici cu voi își va găsi echilibru această persoană. Roata norocului. Persoana care vine către voi
vine cu mult noroc. Voi împreună aveți mult noroc, aveți echilibru, aveți stabilitate. Aici regele de spade este un sportiv. Este o persoană care este statornică și care vine să rămână. Doar că această persoană are niște bagaje pe care le-a vindecat. Vine dintr-o relație, cum am spus, în care a stat mult. În viața voastră vine cu multă abundență această persoană. Împreună veți trăi un vis. Poate și voi sunteți persoane care ați suferit mult. Poate sunteți persoane care și voi, la rândul vostru, ați fost în relații mai puțin benefice. Această persoană vine să împlinească un vis și să vă echilibreze. Vă veți echilibra reciproc cu această persoană. Cum am spus, în zodie de aer sau în zodii de pământ, persoane aici. Persoane care v-ați vindecat, 4 de spade, vă reinventați, sunteți într-o continuă creștere. Cine vine către voi? O persoană bună care să împlinească un vis, 9 de monede. Este o bucurie aici, mult belșug. Persoana vine să vă protejeze, persoana vine să rescrie o poveste aici. Da, este o persoană care s-a retras, care nu mai caută control. A înțeles că această viață este despre libertate și orice relație este despre libertate. Cum am spus, aici este și o fecioară, o persoană în zodie de pământ. Înțelegerea. Această persoană a înțeles că statul aici a ieșit aceeași carte prins în tristețe, într-o relație care nu duce la nimic bun, nu este menită să rămână definitiv. Aici lucrurile tind să urce spre ceva frumos, ceva fantastic. La capătul setului de cărți este creatorul și nouă de monede. Este o relație divină, o relație menită să se întâmple. Voi sunteți persoane care ați început să înțelegeți, probabil și voi ați stat într-o solitudine, într-o retragere aici, renunțând la control, v-ați lăsat în voia sorții și ați devenit persoane libere, vă simțiți liberi. Proiecțiile din trecut, aici sunt urme ale traumelor din trecut, ale relațiilor toxice din trecut la care acum renunțați pentru că înțelegeți că statul aici într-o legătură, legați la mâini și la picioare, nu vă duce către fericire, nu vă duce către împlinire. Aici văd o relație care se întâmplă între doi oameni înțelepți, luminați, treziți, care au trecut prin niște lucruri mai puțin benefice. Persoana care se îndreaptă către voi aduce înflorirea vieții voastre. Aici se face o meditație profundă într-o floare de lotus. Este abundență, este vindecare, este sănătate. Și clipă de clipă începeți să trăiți aici și acum. O relație foarte frumoasă care se îndreaptă acum către voi și pe care voi trebuie să o primiți. Aici această persoană este menită să ajungă în viața voastră. Aici este creatorul. Este benefic, este bun și îndrăgostiți. O persoană care se va îndrăgosti și de care vă veți îndrăgosti. O persoană bună pentru voi. Dacă sunteți persoane singure, vine o persoană bună către voi. Dacă sunteți persoane care
ați mai fost împreună, persoana vine transformată, vindecată, schimbată la 180 de grade. Nu prea veți ști cum să acționați. Voi aici sunteți persoane care v-ați retras în muncă și v-ați tot gândit la relația toxică pe care ați avut-o și pe care acum decideți să o lăsați definitiv în urmă și munciți ca să vă împliniți un vis pe care îl aveți acum cu o persoană bună, benefică, o persoană care să vină să vă încânte, să vă ajute, să vă susțină, să fie alături de voi în orice moment al vieții voastre. Munciți la acest lucru, iar destinul nu întârzie să apară. Creatorul, destinul și 9 de monede. Echilibru, se face aici un echilibru. Va fi o relație egală, o reciprocitate în iubire. Va fi o relație benefică, bazată pe sentimente puternice, de iubire, de pasiune, de frumusețe. Aici desenezi ce vis vrei tu pe cerul vieții tale, alături de această persoană. Foarte frumoasă citirea. Se îndreaptă către voi o persoană benefică, bună, pe care trebuie să o primiți cu brațele deschise. Haideți să vedem și de aici două cărți. Vindecarea conflictului interior. Vindecarea traumelor. Aici copilul interior este vindecat. Această relație vine odată cu această vindecare. Și separarea de această disarmonie, de acest conflict pe care l-ați tot trăit probabil ani la rând. Trebuie să ieșiți din zona de confort și să faceți această schimbare mare ca să puteți accesa această relație. Trebuie să fiți primii în propria voastră viață și atunci persoana apare și repede. O persoană care nu mai dorește să dețină controlul, o persoană care nu dorește să trădeze, să înșele, este o persoană bună, benefică, se gândește și la acest lucru. Poate în primăvară v-ați întâlnit întâmplător cu această persoană și acolo v-a încolțit o idee sau acestei persoane. Este ghidaj corect din partea universului. Timpul și distanța dintre voi se micșorează, va aduce universul împreună, destinul. Aici vă căutați și vă găsiți. Este o atracție puternică. Veți face acțiune, această persoană vă va căuta, va veni către voi. Poate că în primăvară v-a revăzut, poate nici nu știți, și persoana vă caută pentru că persoana aceasta vă iubește mult. Alături de această persoană veți avea o familie perfectă, poate și copii, poate și un angajament pentru totdeauna. Haideți să mai vedem niște sfaturi. O relație frumoasă care vine acum către voi și pe care voi trebuie să o primiți, pentru că aceasta este relația menită. Doar că aici trebuie vindecare totală. Când vă vindecați total, persoana apare. De ce nu a venit mai devreme, vă veți întreba. Este renunțarea totală la trecut și vindecarea voastră. Dacă nu ieșiți din acest blocaj pe care l-ați avut din vechea relație, nimic nu se va întâmpla. Voi vă gândiți la această persoană, dar rămâneți ancorați în fosta relație energetic și simfonia nu se termină niciodată. Vă întrebați cum să vă rupeți și vă veți rupe. Veți face ca la carte lucrurile pentru că vă doriți și voi aici o uniune.
aici și acum, începe să trăiești aici și acum. Fii în prezent, vindecă trecutul, rămâi ancorat în prezent și speră la un viitor fericit, pentru că un ciclu s-a închis și unul începe acum, iar fericirea vine către voi, dragilor. Această persoană este destinul vostru și vine să vă completeze, vine să fie alături de voi pentru tot restul vieții voastre. Este o persoană care vă protejează, puternică, a trecut printr-un mare impas, a învățat foarte multe lucruri, este o persoană înțeleaptă, o persoană care se oprește la voi și care împreună să trăiți un vis. Vă îmbrățișez, vă doresc o seară minunată, vă pup, pa, pa!